Astăzi am avut termen în care am susținut excepțiile de cameră preliminară, am susținut nelegalitatea administrării probelor din punct de vedere al încălcării principiului loialității și al nelegalității, a excluderii probelor derivate, a excluderii înregistrărilor și proceselor verbale redate de către agentul DNA și, evident, integritatea rechizitorului pe încălcarea dispoziției articolului 342. Ce credeți că se va întâmpla? Personal, cred că se va pronunța o decizie de impact asupra administrării neloialității și nelegalității probelor de către Serviciul Teritorial DNA. Pentru că probele otrăvite trebuie să fie eliminate, excluse, astfel încât să nu dobândim o practică în acest sens. Ce înseamnă otrăvite? Probele otrăvite sunt fructele pomului otrăvit, adică sunt probele care derivă din înregistrări realizate astfel cum au fost realizate de către numitul Petri Căleașcu, un veritabil agent provocator. Cum vă numiți, vă rog? Avocat Irina Stanciu, sunt din Barul Galați.